Bună, dragilor! Am revenit în bucătărie alături de Georgiana, care a venit să ne facă o rețetă fulger. Ce credeți? Ceva dulce din nou? Abia aștept, Georgiana. Nu știu de ce, dar văd că ai foarte puține ingrediente. Spune-mi, ce poți face? Ce crezi că fac? Albuș și zahăr? Ce poate să fie? Bezele? Exact. Doamne, răspuns corect. Iubitele mele, bezele. Bezele. Le ador, aș face... Îți plac bezelele? Orice, aș bate la albuș, da. Nu știu, deci bezele... E o dragoste mai veche din copilărie. Mi-am adus aminte ce ai făcut data trecută. Gata, nu mai vorbim despre asta. Ok. Vorbim acum despre ce facem astăzi. Îmi face o bezea elvețiană, adică o bate la cald, pe foc, prima dată. Avem aici 250 de grame de zahăr și 5 albuși la temperatura camerei. A, și punem... Da, le punem împreună, la foc mediu. E foarte important, perfect, în momentul în care le punem pe foc, să... Mixăm în continuu, da, da, da. Avem și termometrul la noi, trebuie să ajungă la 60 de grade, da, nu mai mult. Și asta? Până se topește zahărul. A, și... Este ajutorul în bucătărie, da. Mă ajut? Foarte tare, da. A, ce, acum? Da, pui tu acum, da. Așa, da? Da, da, da. Aici, exact. Acolo? Și când este gata, o să bipă, trebuie să nu te sperii. Mă simt ca la doctor. Să-l consultăm. Da. Ia uite cum crește, 22. Da, vezi? Funcționează. Nu durează foarte mult, dar trebuie amestecat în continuu pentru că se prinde și atunci nu mai avem ce face cu bezaua. Aha. Poate trebuie să facem alta și nu vrem asta. Deci asta e prima etapă cum ar veni. Exact, din... după care le băgăm la mixer la bătut până se răcește bezaua. Albușurile fiind gătite, se pot consuma ca atare sau se pot și coace, ceea ce vom face și noi. Mamă, deci un proces e mare. Da. Bine, se face destul de repede, deci nu vă speriați. Da, singura problemă e cu coptul. Trebuie să stea la cuptor o oră, o jumătate. Wow, wow. Deci... Dacă suntem jumătate din timp, mai avem un pic. Mamă, dar nu e complicat dacă nu termin. Pe măsură ce amestecăm, zahăr se topește. Ce să fie complicat? Dacă n-ai termometrul ăsta, cum îți dai seama când da, e gata? Da, e destul de greu. Bine, având experiență, da, un test ar fi să bagi un deget curat și în momentul în care nu mai poți să ții mâna... A, înseamnă că e... Da. Și bineînțeles, îți dai seama și din ochi. Poți să vezi cum este la final. Și poți să și trișezi un pic, dar e ideal să ai termometru. Sau să faci lucrul ăsta destul de des. Am ajuns aproape la 40 de grade Celsius și se fac la 60. Da. Uite că se transformă ușor, ușor. Vezi? Îți plac bezelele? Da. E ceva ce îmi place? Greu, e greu, mă, la dulciuri cel puțin, cred că toate dulciurile îmi plac foarte mult. Îmi plac cele cu fructe, în special. Da? Da. Și crema de lămâie. Am reținut. Am vorbit noi mult despre crema de lămâie, da. Ador crema de lămâie. Încă puțin. Fii atent. Hai, ca la Revelion. 3, wow. 2... Iuhu! La mulți ani! La mulți ani! Perfect. Oprește focul, te rog? Da. Mulțumesc. Am scos ăsta, îl pun aici. Așa, avem aici... bolul de la mixer pregătit, trebuie foarte bine spălat, degrisat cu oțet sau un pic de zeamă de lămâie și uscat. Deci să nu aibă deloc apă în el. Nu. Turnăm bezaua, uite ce frumos a ieșit. Așa. Gam. Și pornim la viteză medie. Până bezaua se răcește, chiar vasul ăsta ne spune lucrul acesta, da? Așteptăm un pic. Revenim. Bezelele sunt gata, adică, mă rog. Este gata, da, este fină, lucioasă, foarte frumoasă. Și acum o punem testul. În poșuri, da. Aha. Avem două modele. Vrei să faci tu? Nu știu. Nu chiar. Nu mă pricep, dar fă tu primul și apăs și eu după. Deci umpli cu bezea. Mamă, dacă de tare și cleios așa, cred că e... Se concentrează, George. Un pic.
Întotdeauna. Și? Cum așa? Facem? Ia că vreau să te urmăresc. Uite, ia să pui în celălalt post. Să vedem dacă poți, da? Deci întorc un pic exact. Așa. Și cu spatula. Eu o să vreau să fac unele mai mari. Să le pot umple. Așa. Două. Da? Ce drăguț da. Arată? Îți plac? Da. Ok, eu să rog să bați tava. Acum. Cu grijă. Tava în fiecare colț am dat cu beza ca să nu... Uh-huh. Să nu se miște să... hârtia. Exact. Unde o pun? Jos de tot? Jos de tot. Așa. Georgiana, eu deja m-am îndrăgostit de platoul ăsta. O să ți-l fac cadou. Da? Dar înainte să terminăm... Dar n-am pus deloc cremă, nu? Nu. Acum începe operațiunea cremă de vanilie. Uită-te cum arată. Nu știu, Georgiana, dar întotdeauna când vii să ne faci ceva dulce, mie îmi plouă în gură. Cum se văd semințele de la... Păstaia de vanilie, păstaia da? Păstaia de vanilie, wow, wow, wow. Este delicioasă crema asta, o ador. Punem crema din abundență. Iarăși, ca de obicei, îmi e milă să mușc din bunătatea te asta, pentru că arată... Te voi obligați să mușc și vom pune niște căpșuni. Ca să facem... Preferatele mele. M-a nimerit Georgiana, te-am din nou. Da. N-am vorbit și totuși... Eu cred că cineva îți suflă în cască întotdeauna, nu știu, dar așa cred eu, sau pur și simplu tu mă cunoști prea bine. Ce zici? Nu așa că e foarte frumoasă? Aș vrea să fie asta sandwich-ul meu în fiecare dimineață. Nu știu, să mușc un pic? Hai să vedem, poate... Sunteți pregătiți? S-ar putea să mă mozolesc un pic, dar... Un pic mai mult, da. Da? Asta e și ideea. Eu o să continui aici să pun degele. Punem și aici o căpșună. Și avem aici niște ciocolată topită. Am plecat. Să nu lăsăm atât de simple pentru amatorii de ciocolată. Spune-mi ce e asta. Cum se numește chestia asta? Beza cu crema de vanilie și... Nu, se numește paradisul. Da, se numește... Pe pământ. Ați auzit crunchy-ul ăsta? E s-o super beza. Crema asta, rece și delicioasă de vanilie. Căpșuna asta bună. Zi, fac o reclamă bună. Și aceste bezele făcute de tine? Aceste bezele. Super caioase. Cu ciocolată. Sunt, exact, ca niște pitici de grădină. Exact. Cu ciocolată. Deja ai mâna formată. Și asta putem să o servim când vin prietenii, nu? Sigur că da. Vin prietenii, ne dai ceva dulce. Astea sunt un pic mai mari, poți să le pui ca desert. Da. Georgiana, hai să mai țin asta un pic, că îmi place. Te rog. Vreau. Vreau să văd și eu interiorul. Ia. Cum e? Fiți atent. Ia uite. Wow. Uite crunchy-ul ăsta. Uite crunchy și nu puțin cremă. Da? Poți treaba în continuare, eu o fac aici. Vreau să-mi promiți. Da. Mai bine la noi să ne mai faci ceva. Sigur. Ce zici, o mușca asta? Da? Mă, tu vrei să fac diabet. Nu. Atâtea dulciuri delicioase. Hai să gustăm și pe asta. Ce e ciocolată? Da, ciocolată topită și migdale caramelizate. Sună minunat. Și asta e foarte bun. Cu ciocolata neagră. 10 și 10 de variante. Da. Delicioase. Fie simple, fie cu ciocolată, fie cu orice sos sau cremă. Ele sunt delicioase oricum. Georgiana, de obicei nu rezistă foarte mult. Păi... Tu ești cea mai bună convivată. Crede-mă că nu o să rezistă deloc. În câteva secunde vor dispărea după ce oprim camerele astea. Îți mulțumesc din nou. Din nou. Hai bine la noi, Mișiner. Și din nou ne-ai surprins cu niște rețete extraordinare. Mulțumesc.
Vreau să-i salut pe cei de acasă, cei happy care ne urmăresc și care cu drag îți încearcă rețetele delicioase, să le promit că mai mic. Dacă v-au plăcut, cu siguranță mă voi întoarce cu Vlad alături. Bate palma Georgiana. Deci o să ne mai vedem cu ea. Ne vedem data viitoare și poftă bună alături de cei dragi. Să-mi spui cam ce ți-ar plăcea să mă gândesc. Îți zic, da? Îți zic, da. Ok. Pa! Pa!